Polițiștii biroului rutier Timișoara au organizat marți o acțiune care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool și droguri, verificarea stării tehnice a vehiculelor, combaterea fenomenului migrațional, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în rândul participanților la traficul rutier. Polițiștii au desfășurat activități în filtre rutiere organizate pe strada Popa Șapcă din Timișoara și pe calea Timișoarei din localitatea Giroc. La acțiune au participat și 4 lucrători din cadrul Registrului Auto Român și un echipaj din cadrul Serviciului Rutier. În cadrul acțiunii au fost efectuate 4 testări drug test, 43 de testări alcool test, au fost legitimate 113 persoane și controlate 83 de autoturisme și 47 de motociclete. În urma activităților, polițiștii au aplicat 49 de sancțiuni, în valoare totală de 9.590 de lei. Totodată au fost reținute 13 permise de conducere, dintre care 2 pentru conducere agresivă și 6 pentru neacordarea priorității pietonilor și retrase 20 de certificate de înmatriculare pentru constatarea defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. Polițiștii continuă astfel de acțiuni pentru siguranța traficului rutier.